Da, putem să începem. Bună ziua, domnul Rabcea. Bucuros să vă revăd, cel puțin eu. Noi vă mulțumim că ați acceptat să concurați pentru această funcție. Deci, ca procedură, ca timp, o să ne dorim undeva 35-40 de minute. O să vă rugăm să fiți concret în răspunsuri. O să avem 7 întrebări către dumneavoastră. Una va fi în limba engleză, să vă testăm cunoașterea unei limbi străine. Se va înregistra conform procedurii acest interviu. Ulterior va fi plasat public și am dorit și noi să ne prezentăm, să ne cunoașteți. Eu sunt Cazan Roman, secretarul general adjunct al Guvernului, sunt președintele Comisiei. Doamna Casian Angela este doctor în științe economice, conferențiar universitar de la Academia de Studii Economice din Moldova. Doamna Levința Perciună Elena este consultant în management instituțional de la Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională. Domnul Rușcovan Mihai este președinte al Business Consulting Institute și avem colega de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, doamna Țurcan Mancela, care este șefă de Direcție Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor. La început, dacă aveți careva întrebări față de noi, ca membri de comisii, da, o să aveți aici un buton, o să vă rugăm să, când o să vă aici, în roșu, este apa bătrea, vă rugăm cât de posibil să vă simțiți relaxat și putem începem discuția. Da? Ca o primă întrebare vreau să vă întreb de ce ați candidat anume la această postură de secretar general al Ministerului, un birocrat top în Minister. De ce doriți să fiți secretarul general al Ministerului? În opinia mea am competențele necesare pentru a ocupa această funcție, în plus am experiență în calitate de viceministru în Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor. În general, sunt economist de meserie și mă pasionează infrastructura ca o premiză pentru creșterea economică și sunt convins că pot aduce aportul meu în calitate de birocrat, în calitate de secretar general al Ministerului pentru a crea acest efect de sinergie prin integrarea pe orizontală a tuturor ramurilor de activitate a acestui minister, pentru că este un minister dedicat infrastructurii, construcției și urbanismului, energeticii, dezvoltării regionale. Sunt domenii specifice, dar necesită o integrare astfel încât să se obțină acest efect de sinergie pe care consider că pot să contribui la acest efect. Mersi. Dumneavoastră, în conceptul de dezvoltare instituțională, ați prezentat analiza SWOT, situației în domeniu. Puteți să ne spuneți care din domeniile care le-ați analizat aici, în conceptul dumneavoastră, reprezintă, de fapt, responsabilitatea directă secretarului general? Deci, în mod normal, există secretari, secretari de stat pe domenii. Responsabilitatea directă a secretarului general constă în mijlocit elaborarea planului de dezvoltare sau contribuire la elaborarea planului de dezvoltare strategică a instituției, a planului de documente politici publice, nemijlocit în avizarea proiectului de hotărâri de guvern și de proiecte de lege, acte normative, nemijlocit construcția echipei și motivarea acestei echipe și, nu în ultimul rând, evaluarea activității echipei Ministerului. Deci asta ar trebui să facă un secretar general în cadrul Ministerului și, nemijlocit, astea sunt activitățile pe care mi le propun să le... Efectiv, dumneavoastră ați dat răspuns la a doua întrebare care aveam de gând să vă adresez, dar reieșind din ceea ce ați menționat, care este domeniul pe care dumneavoastră îl considerați prioritar în activitatea secretarului general? Iată, din cele care le-ați enumerat ca atribuții ale secretarului general.
Ideea următoare că există priorități ad hoc care le creează conjunctura la nivel a factorilor care vin din afara instituției și nemijlocită. Asta observăm foarte clar în ultima perioadă. Dar există și priorități care sunt absolut necesare a fi dezvoltate și printre acestea am enumerat în acest document pe care îl aveți în față, infrastructura ca fiind o constrângere în dezvoltarea economică. Și am zis că nemijlocit infrastructura de transport, infrastructura digitală sau IT reprezintă premizele pentru o creștere economică robustă și sustenabilă. În contextul în care există carențe în ceea ce privește posibilitatea de asimilare a investițiilor străine, din vari motive, în contextul în care noi nu putem să prezentăm un pipeline de proiecte, de infrastructură investitorilor străini care sunt gata să susțină Republica Moldova pe parcursul european, dar care nu neapărat au proiecte sau studii de finanțabilitate necesară pentru a investi în aceste proiecte, asta vine să tergiverseze capacitatea noastră de a ne adapta și ne mijlocit a elimina această constrângere. Deci, prin urmare, după cum am menționat, infrastructura consider că reprezintă o constrângere și când vorbesc de infrastructură, nu mă limitez doar la infrastructura de transport marfă și pasager, dar inclusiv transport date, infrastructura IT și infrastructura energetică. Conformitate cu strategia națională în domeniul energetic, noi ne poziționăm sau ne vedem ca o țară de tranzit, dar avem carențe în ceea ce privește construcția asta unei infrastructuri. Asta noi am înțeles, asta e domeniul pentru care sunt numiți secretari de stat. Dar dumneavoastră ca secretar general, care e aportul dumneavoastră, atribuția, uite, în susținerea acestui domeniu? Prin activitățile care le ziceți că sunt curente și permanente, care trebuie să le realizeze secretarul general. Prin instrumentele care le are în mână secretarul general. Care sunt cele instrumente care dumneavoastră veți susține subiectul ce ține de infrastructură, de implementare? Pentru că, de fapt, noi avem secretar de stat pe domeniul respectiv. Nu? Dacă bine înțeleg întrebarea pe care dumneavoastră mi-o puneți, dumneavoastră vă referiți la faptul că secretarii de stat fac, de fapt, un micromanagement a domeniului pe care îl gestionează, în timp ce secretarul general este responsabil de macromanagementul și coordonarea activităților despre care am vorbit, de activități de elaborare a planului de dezvoltare strategică a instituției, activitatea de elaborare a planului, activitatea ministerului, nemijlocit activitatea de elaborare a politicilor în domeniu și de asta mă voi ocupa eu. Tot în continuare a Sunt Elena, îmi pare bine să vă cunosc. În continuarea discuției ce ține de sarcinile și atribuțiile secretarului general, una desigur că va ține și partea de monitorizare, evaluare și raportare activității ministerului. Și iată aici, dacă ar fi să ne imaginăm ipotetic că sunteți secretar general, foarte curând demarează procedura de elaborare a raportului anual de activitate a ministerului. Dacă ați putea să ne spuneți care ar fi pașii principale în acest proces, cum vedeți acest proces și care ar fi rolul secretarului general în acest proces? Deci, în mod normal, există un plan și în mijlocul secretarul general urmează să solicite de la șefii de direcție modul în care aceștia au realizat activitățile din acest plan de activitate. În urma solicitării acestei informații, se evaluează informația primită sau, cu alte cuvinte, activități realizate în conformitate cu cele planificate și stabilește dacă a fost îndeplinit acest plan de activitate a fiecărei direcții care este derivat din planul de activitate al Ministerului. Deci, ulterior, se face un raport. În baza acestui raport se raportează ulterior modul de realizare a planului de activitate. Trec și la următoarea întrebare. Am să vă... Da. În precizare, care e utilitatea în cazul dat a raportului? Doar ca să menționăm în el ce am realizat din plan și atât?
Deci există utilități mai multe. Prima utilitate a raportului este utilitate de constatare a modul sau gradul de implementare a acestui plan. Ulterior, o altă utilitate a raportului este de corectare a nereușitilor sau eventual lacunilor în realizarea acestui plan și identificarea cauzelor care au dus la nerealizarea anumitor puncte din plan, augmentat de posibilitatea sau inputul șefilor de direcție cu propuneri de ameliorare a status quo, astfel încât să fie eradicate aceste nerealizări pe viitor. Și aceasta ar fi precizarea. De sus în jos, de jos în sus, așa un pic ușor, cum o vedeți? Deci, în raport cu șefii de direcție sau nemijlocit, raportarea corectă să se facă pe verticală, în timp ce elaborarea se face printr-un management de stil democratic consultativ sau democratic participativ. Dar raportarea, cred că stilul managerial aplicat aici ar trebui să fie unul gen birocratic pe competențe, bazat pe competențe. Cu alte cuvinte, verticala se deleghează sarcini către șefii direcții, prin care aceștia urmează să prezinte în termen nemijlocit raportul privind implementarea sau realizarea planului de activitate. Ok, mersi mult. Mai am o întrebare, am să vă spun o afirmație și o să-mi spuneți cum o înțelegeți. Se spune că angajații buni vin la instituție, la minister, dar pleacă de la manager, la managerul direct. Cum înțelegeți această afirmație? Înțeleg că managerul este în mare parte responsabil de crearea unui climat adecvat și propice pentru angajați la locul de muncă. Prin urmare, adesea se întâmplă că un manager foarte autoritar sau care are așteptări excesive vis-a-vis de capacitățile instituționale poate genera un nivel de stres ridicat în rândul angajaților, ceea ce ulterior poate duce la o frustrare internă pe care o are angajatul, datorită faptului că el nu întrunește așteptările managerului și în nemijlocit această frustrare și stres poate duce la aceea că un angajat bun, înțelegând faptul că de fapt nu poate discuta deschis cu managerul subiectul și nu poate schimba status quo, poate să plece. Deci, prin urmare, în calitate de manager, întotdeauna am avut o abordare orientată spre angajați, în care încercam și în continuare vreau să fac același lucru, să fiu nu doar managerul care dă indicații, dar și managerul care primește feedback de la angajați și ține cont de acest feedback. Acum să vă rugăm să răspundeți în engleză. Please provide an example when you have learned from your mistakes. Well, first of all, I want to mention that as a human being, I do mistakes all the time. And obviously I made my own mistakes. The most relevant to my experience probably is the mistake of making too many meetings in order to debate certain issues that are appearing on the spot. So I've done this mistake in the past when I've done too much micromanagement. And I've corrected my mistake
through delegating the tasks to the people that I was working with. Therefore, subsequently, we reduced dramatically the number of meetings that that we have conducted before, and eventually we ended up with people that are more confident in the decision that they are taking, that are more satisfied with the fact that they have the liberty of decision, and also they were also satisfied because they were able to make the connection between their actions and the consequences. So it was a good experience for me, and I've learned from it, and I hope I can capitalize on this experience and eventually do more of that in the future. Thank you. Da, vă mulțumim. Următoarea întrebare, domnul Brabci, ar fi să ne explicați modul cum veți reuși să vă impuneți sau să vă integrați în echipa de top a Ministerului, în raport cu șefii de subdiviziune, care deja activează de mult în funcție, dumneavoastră vreți să reveriți, da, Știană în această echipă. Cum ați putea să evitați riscul, că, de exemplu, acum actualii secretari de stat, care sunt politic mai aproape de ministru, poate să vă marginalizeze? Am o atitudine umilă. Sunt conștient de faptul că nu cunosc totul și de aceea nu am de gând să manifest o rezistență în a... Mai curând am de gând să manifest o deschidere în a învăța și a exprima atitudinea mea că sunt aici pentru a ajuta și nu neapărat sau deloc nu pentru a condiționa probleme. Prin urmare, având o astfel de atitudine, mă consider că sunt capabil să generez un dialog constructiv cu actuala echipă și să vin cu contribuția mea pentru a întări echipa și nemijlocit a capitaliza prin prezența mea și experiența pe care o am. Modul, deci cum practic o să faceți? La modul practic am de gând să mă prezint, să fac cunoștință cu fiecare dintre ei, să văd care sunt așteptările lor față de mine, nemijlocit să văd cum reușesc să mă pliez pe așteptările conducerii ministrului și pe așteptările colegilor secretari și stilul pe care vreau să-l aplic, managerul pe care vreau să-l aplic este democratic participativ, adică sunt deschis, modific unele din obișnuințele mele sau eventual din modurile mele de a ataca un subiect pentru ca să creez o armonie în echipă. Lucrul pe care îl facem este unul foarte stresant, de aceea înțelegerea și armonia în echipă este importantă. Ar fi asta o cedare din partea dumneavoastră? Nu, pentru că nu fac compromisuri cu valori, cu valorile mele, dar sunt conștient de faptul că sunt om, rare humanum est, și atunci este matur să te uiți la critica din jur sau eventual critica colegilor ca o chestie constructivă. Deci nu privesc asta deloc sub aspect neapărat negativ. Din contră, văd critica ca un mesaj prietenesc de a schimba ceva, pentru că dacă dintr-o parte se vede altfel, atunci ceva nu e în regulă. Deci, prin urmare... Să dați un exemplu, mersi, când ați spus că nu fac compromisuri când e vorba de valori. Puteți să dați un exemplu din experiența dumneavoastră? Că ați demonstrat, iată, verticalitatea aici, pentru că ați menționat anterior și de atitudine umilă, cumva așa nu prea spliază cu... Dați un exemplu. Așa vreau să... De ce așa am vrut să vă întreb? Puteți să dați un exemplu din experiența dumneavoastră, că ați fost și viceministru la ministru. Deci ați deținut o poziție de top. Ați avut cu siguranță situații în care au fost opinii diferite.
oricare exemplu pe care dumneavoastră considerați că puteți să-l faceți public, în care, iată, cum ați spus, deci nu fac compromisuri când e vorba de valori, de la locul de muncă. Deci, dumneavoastră ați menționat bine că există o oarecare paradox, da? Sau o oarecare contradicție între o persoană umilă și cea care trebuie să constate că de fapt n-a făcut compromisuri sau să exemplifice, pentru că asta eventual ar șterbi de un umilitate și ar veni să mă pună într-o lumină într-o lumină favorabilă imaginii mele. Nu vreau să fac exces de zeal în a încerca să mă promovez sau să-mi promovez personalitatea, dar pe toată durata carierei, chiar și academice și celei guvernamentale și manageriale, consider că m-am recomandat ca o persoană care este onestă și care nu face compromisuri cu valorile și nu este gata să sau mai curând demisionează din funcție decât să-și compromită valorile. Deci, asta e. Mulțumim. Următoarea întrebare. Vă rog, spuneți-mi, vă rog, în calitate de secretar general al Ministerului, aveți responsabilitatea de a coordona procesul bugetar, de a elabora, de a definitiva. Descrieți pașii care veți urma și la ce veți trage atenția. Deci, în mod normal, procesul bugetar vizează necesitățile financiare ale instituției și, în mijlocit, în elaborarea necesarului de sau planificării necesarului de mijloace și a cheltuielilor, voi ține cont de efectivul Ministerului în mijlocit de necesitățile de resurse umane a fi dedicate unor funcții sau unor sarcini noi pe care Ministerul urmează să le îndeplinească în conformitate cu planul de activitate. Voi ține cont și de constrângerile legate de bugetare, legate de resurse necesare pentru alocarea pe programe. La fel, voi încerca să fac advocacy pentru ca să se păstreze nivelul cheltuielilor alocate pe diferite fonduri, cum este fondul UTIAR sau fondul de dezvoltare regională sau pe anumite programe. Deci, nu știu dacă am înțeles bine întrebarea, dar în mare voi ține cont de necesitățile Ministerului atât sub la nivel de instituție, cât și la nivel de fonduri și programe pe care acestea le are la moment în derulare și voi încerca să fac tot posibilul pentru ca mijloacele financiare care necesită a fi alocate pe aceste proiecte să fie totuși să ajungă la destinație. Din experiență pot să vă zic că istoric există probleme cu alocarea mijloacelor financiare, în mod special dacă este să ne gândim la renumitul fond rutier. Acesta, în mod normal, trebuia să ajungă la un nivel de 2 miliarde de lei încă din 2018, dar, din păcate, valoarea acestea a fost înjumătățită și, nemijlocit, a fost creat un nou program politic, Drumuri Bune, ulterior, care ieșea din afara competenței fondul rutier și viza alocarea mijloacelor pentru drumuri din intravilan. În consecință, drumurile naționale au avut de suferit în faptul că au fost subfinanțate, iar un leu în care nu îl alocăm la finanțarea întreținerii ne costă ulterior 3 în reabilitare. Și atunci, de datoria ministrului și de datoria secretarului general să se asigure că guvernul
este eficient în alocarea mijloacelor publice și nemijlocit înțelege care sunt riscurile nealocării mijloacelor pe anumite proiecte sau programe. Domnul Rapcea, deci noi am finalizat cu întrebările de bază. Avem 7 întrebări pe care le punem tuturor candidaților și la final mai avem încă o întrebare, la fel pe care o punem tuturor candidaților. Dacă există careva vulnerabilități sau riscuri candidatura noastră pentru minister? Dacă are, dacă presupune careva vulnerabilități și sau riscuri? Eu nu le cunosc. Da, poate aici am zis mai la general, în mod special ce ține de integritate, ne-ar interesa. Iată, da. Sunteți împăcați cu dumneavoastră sau care a fost careva... deținut o funcție înaltă în stat, știți, așa, uneori pot fi diferite situații, să zicem că noi de ce punem această întrebare, că uneori avem anumite numiri și apar în presă foarte multe diferite. Iată, vreau și pe dumneavoastră să vă întreb. Există careva momente, nu știu, legate de integritate, de anumite riscuri sau nu? Deci e la discreția dumneavoastră, noi nu insistăm ceva să spuneți. Dacă este tot ok, e ok, nicio problemă, doar că punem această întrebare tuturor. Și vrem să auzim de la... Da, și să vedem opinia dumneavoastră. Ce crede ei despre acest. Eu nu am probleme de integritate și nu le-am avut vreodată. Nu văd în ce măsură numirea ar putea să ridice probleme de integritate. Nu m-am îmbogățit din ilicit sau nu am avut venituri care nu au fost declarate. Deci, prin urmare, nu văd în ce măsură imaginea ministerului ar putea să fie afectată în cazul în care voi fi numită în funcție dacă Comisia decide acest lucru. Asta. Mersi mult, da. Asta am vrut și să auzim opinia noastră. Vă mulțumim. Noi am epuizat acest exercițiu. Încă o dată vă mulțumim mult că ați venit și ați concurat. Pe final, acum, dacă aveți întrebări la membrii comisiei, vă rugăm să le înaintați. Eu vă mulțumesc pentru că ați reținut oarecum în lista scurtă candidatura mea și că mi-ați oferit oportunitatea să vă cunosc și să răspund la întrebări. Indiferent de rezultat, vă sunt recunoscător și vă urez succes. Și noi la fel, sănătate. Mulțumim, și aveți grijă. O zi bună și dumneavoastră.